Renovarea de astăzi este aproape de neimaginat fără o mulțime de lucrări de pictură. Acestea pot fi folosite pentru a crea suprafețe simple, monocrome, cu o culoare care creează o anumită atmosferă. Nu este dificil de desenat modele geometrice complexe sau elemente artistice de ornamentație, pentru a asigura o aplicare rapidă și de înaltă calitate a diferitelor acoperiri în același timp. Vopsirea prin pulverizare se poate face cu ajutorul unui aerograf. Cu un astfel de instrument este posibil să se lucreze nu numai cu compoziții lichide, ci și să se formeze pe pereți straturi grosiere, dispersate, de exemplu, straturi sau tencuieli decorative. Recomandări și reguli generale pentru lucrul cu pistolul de pulverizare. Principala problemă întâlnită la pulverizarea în interiorul unui spațiu închis este dispersia prafului fiind dispersat în aer. Acest lucru poate fi periculos în cazul în care se acoperă cu smalț nitro sau alte amestecuri speciale. De asemenea, trebuie respectate anumite reguli, tehnici de manipulare a sculelor și tehnici de pulverizare pentru a obține acoperiri uniforme și de înaltă calitate. Tehnologia este suficient de simplă pentru a fi înțeleasă. Zona care urmează să fie vopsită este analizată și împărțită în funcție de importanță. De exemplu, zonele de cea mai mică importanță sunt, de exemplu, suprafețele inferioare care nu sunt accesibile ochiului. În secțiunea de mijloc, există zone mici care sunt vizibile, cum ar fi capetele rafturilor. Zonele cu vizibilitate și suprafață maximă trebuie vopsite cu cea mai mare atenție și precizie. Sfaturi. Pictura începe întotdeauna cu zonele cele mai puțin importante. Acest lucru permite adaptarea mecanică a fluxului de vopsea, distribuirea surplusului de vopsea pe o suprafață și selectarea vitezei optime a duzei sculei. Al doilea factor important este mecanica vopselei. Nu porniți lanterna la începutul zonei de vopsire. Începeți fluxul de cerneală, de preferință în afara zonei de lucru, pentru a asigura un model de pulverizare uniform și constant. De asemenea, fluxul de vopsea trebuie oprit în afara zonei de vopsit. Aplicarea uniformă și acoperiri de înaltă calitate pot fi obținute cu ușurință în acest mod. Agățați, de exemplu, într-o ușă, o bucată de carton pentru a testa pistolul de pulverizare. Un ziar este atârnat pe ea. Viscozitatea vopselei din pistolul de pulverizare este apoi reglată după cum urmează. Amestecul de pornire trebuie preparat, urmând instrucțiunile producătorului. Produsul este turnat în rezervor, aproximativ 80% din volumul său. Se reglează debitul maxim de aer și lățimea torței. Pulverizarea se face pe ziar. Detectarea vizuală a prezenței stropilor grosiere și a picăturilor inegale, care indică necesitatea de a dilua vopseaua. În rezervor se adaugă aproximativ 5% din solventul recomandat de producătorul vopselei respective. Din nou, testarea se face prin pulverizarea torței pe ziar pentru a determina modelul de vopsea. Repetați etapele de verificare și de adăugare a solventului până când se obține o pată fără defecte după pulverizare. Pregătirea ideală a vopselei pentru pistolul de vopsire poate fi descrisă ca fiind obținerea unei cete uniforme și fine în zona în care funcționează pistolul de vopsire. Parametrii selectați, cantitatea de ingrediente, sunt înregistrați și utilizați pentru a pregăti următorul lot de vopsea. Unii artizani pot insista că instrucțiunile producătorului sunt suficiente pentru a obține performanțele optime ale pistolului de pulverizare. Cu toate acestea, pentru aplicațiile mai pretențioase, se recomandă ca viscozitatea vopselei să fie determinată cu atenție prin metoda descrisă mai sus. Acest lucru va permite obținerea unor rezultate optime, atunci când se lucrează cu șabloane. De asemenea, vopseaua de pulverizare a metalelor, pentru aplicarea de straturi subțiri, trebuie întotdeauna pulverizată cu o torță uniformă și fină. Tehnici de pulverizare, șapă și tapet. Înainte de a se efectua orice lucrare de vopsire în cameră, trebuie efectuate următoarele lucrări pregătitoare. Printre acestea se numără: îndepărtați prizele și întrerupătoarele și izolațiile cu grijă pentru a le împiedica să se unde,
protejați suprafețele care nu pot fi vopsite cu bandă de mascare, folie și hârtie, controlul ventilației și al temperaturii camerei. Important. Atunci când vă gândiți dacă este mai bine să pictați cu o rolă sau cu un aerograf, trebuie să luați în considerare faptul că ultimul tip de instrument vă permite să pictați rapid, ocolind dificultățile de a picta în colțuri și în alte zone problematice. În plus, cu un minim de îngrijire și atenție, vopseaua poate fi folosită pentru a crea suprafețe bune și uniforme. Vopsirea pereților. Vopseaua de perete poate fi pulverizată direct pe tencuială sau tapet, inclusiv tapet texturat. Mecanismele de lucru nu sunt complicate în ambele cazuri. Mortarul se amestecă într-un recipient mare. Tapetul poate fi acoperit direct cu vopsea de emulsie pe bază de apă. Pentru lucrările de stucatură, pigmentul se stoarce într-un recipient și se toarnă vopsea albă. Se amestecă bine amestecul până se obține un amestec omogen. Pentru a regla viscozitatea, utilizați apă pentru vopselele de emulsie pe bază de apă sau un solvent recomandat de producător. Asamblarea pistolului de pulverizare. Amestecul se toarnă în rezervorul de vopsea. Este recomandabil să verificați consistența prin încercarea de a picta zone puțin vizibile, dacă este necesar. Amestecul de pulverizare este drenat și ajustat la nivelul optim de performanță. Stratul se aplică prin pulverizare în straturi subțiri, în mai multe treceri. Dacă se doresc valori considerabile de izolare termică, grosimea stratului de acoperire trebuie să fie considerabilă. Pentru a garanta durabilitatea stratului, se adaugă mai mult ciment la compoziția aplicată. După ce lucrarea este finalizată și stratul s-a uscat, fațada poate fi decorată în continuare. Pentru a face acest lucru, haina este vopsită, utilizarea compușilor de emulsie pe bază de apă. Tehnologia de vopsire a tavanului. Vopsirea unui tavan cu un pistol de aerograf funcționează într-un mod ușor diferit față de vopsirea suprafețelor de perete. Cele mai bune rezultate sunt obținute în comparație cu o rolă sau o pensulă. Sfat. Se recomandă vopsirea tavanului cu vopsea de emulsie pe bază de apă. Acest lucru se datorează nu numai valorilor bune de aderență, ci și cerințelor elementare de siguranță. Probabilitatea de a obține vopsea pe piele sau în ochi atunci când se finisează tavanul este destul de mare, în timp ce vopseaua pe bază de apă provoacă efecte adverse minime atunci când intră în contact cu țesuturile sensibile ale corpului. Pentru a obține rezultate bune de vopsire a lemnului, este important să urmați câteva reguli simple. În primul rând, trebuie să fii pregătit pentru o perioadă lungă de timp. Suprafețele de lemn sunt șlefuite și polizate. Lucrul cu vopsea numai pentru materiale uscate. Dacă este posibil, suprafețele care urmează să fie vopsite sunt tratate cu un grunt pentru lemn și șlefuite din nou după uscare. Se recomandă să se lucreze straturi subțiri, lăsând tuturor timp să se usuce, chiar dacă pigmentul folosit necesită minimum o zi. Continuați colorarea până când se obține un rezultat acceptabil. Ștergeți cu grijă orice stropire sau stropire care poate apărea. Atunci când decorați lemnul, nu trebuie să încercați să pictați toate zonele în mod egal și strâns. Var cu var, este cel mai simplu mod de a proteja părțile din lemn. Se prepară un amestec de consistență foarte subțire pentru pulverizare. Întotdeauna stingeți în prealabil cu var. Pictura se execută în straturi, cu pauze pentru fixare și uscare. Concluzie. După orice lucrare de zugrăvire, var, tencuire sau vopsire, pulverizatorul trebuie demontat și curățat cu grijă. Acest lucru nu numai că menține unealta în stare de funcționare pentru mai mult timp, dar reduce și timpul necesar pentru a face ajustările necesare a doua zi. Recomandările generale pentru operațiunile de vopsire sunt destul de simple. Acordând atenție instrucțiunilor producătorilor de formule de lucru,
scriind cu atenție proporțiile amestecurilor primite, acționând încet și cu atenție, este ușor să obțineți rezultate de calitate chiar și cu abilități minime de a lucra cu instrumentul. Cele mai bine vândute pulverizatoare de vopsea din 2018, pistol de stropit 6505 ProRab, pistol de stropit Max Pro MPSG 80x800V electric, 80W pulverizator de vopsea Hammer PRZ 110 Sturm SG, 9612 pulverizator de vopsea.